Garda de intervenție CEHU Silvania a fost solicitată să intervină la un incendiu izbucnit la un gater de lângă Ocolul Silvic din localitate. Cauza probabilă de incendiu a fost o țigară aprinsă aruncată la întâmplare. Au ars piese de mobilier, un dulap, o ușă. Ce se întâmplă? S-a măsurat pe cine că este incendiu la atelier. Noi repede am fugit aici. Erau ușa, au fost scoată primii vecini, au spart ușa, au aruncat ceva, au schipat apă. Intră în atelier, a văzut că interiorul dulapului ardea, un dulap de metal. Păi ce? Bosta, lacul, dracu. Mă rog de la Dumnezeu să repede vin pompieri, s-au apucat în 5 minute maxim o fost pompieri aici. Ne-a spus un alt vecin, un sapă nevasta, nevasta fiind ea vecinic aici am lucrat atelier și în 5 minute minim o fost aici. Dar cui este clădirea? Ce anume? Clădirea. Acolo este. Acolo este. Aparte lui. Da. Nu mă gura bine, cum am pus un timp și nu pot mai târzi, că putea fi mai mare de la. Dar de la biserică și am văzut flăcări și am anunțat pompierii. Garda de intervenție numărul 2 CEHU Silvania a intervenit pentru stingerea de incendiu la un atelier de tâmplărie. Incendiul nu a fost așa de grav, nu au fost probleme, victime, suprafața destul de restrânsă. Cauzele producerii acestui eveniment vor fi cercetate și stabilite. Que le fue con él.